Ne aflăm în Puz Ceparu, aici unde cetățenii sesizează mai mereu de lipsa condițiilor civilizate. Pentru că dezvoltatorul, atunci când a parcelat acest Puz, nu a oferit cetățenilor din această zonă toate condițiile, primăria Săcălaz a intervenit și, precum vedeți și dumneavoastră, repară drumurile. Din păcate pentru locuitorii care locuiesc în această zonă, dezvoltatorul din Puz Ceparu nu a luat exemplu doamnei Camelia din Puz Primăverii să le ofere cetățenilor, fiind un puz privat, toate condițiile civilizate. Aici am pus ceparul după aproape 15 ani de când a fost făcut acest puz. Deși pare greu de crezut, oamenii mergeau și merg în continuare prin noroaie.